Senatorul PSD mehedinții Liviu Mazilu s-a aflat și în această dimineață printre mehedințeni. Acesta a fost primit cu mult drag de locuitorii din comunele Șișești și Ilovăț, dar și cu speranța că din data de 6 decembrie România va scăpa de cel mai nociv guvern din ultimii 30 de ani. Senatorul PSD mehedinții a luat la pas comunele din județul nostru discutând cu oamenii despre problemele reale ale comunităților din care fac parte, încercând să găsească împreună cu aceștia soluții pentru rezolvarea lor. Cu pensia pentru oameni, cu drumul cum e ăsta pentru comunități. Că foarte aici bine. Tot guvernul nostru a ajutat cu bani și eu zic că s-a făcut un lucru bun. Cunoscut drept un om muncitor și implicat care a reușit să contribuie decisiv la dezvoltarea județului nostru, susținând în Parlament guvernele PSD care și-au plecat privirea și către frumosul nostru județ uitat de alte guvernări. Am ajuns astăzi în comuna Șișești, o comună emblematică pentru județul Mehedinți și am avut onoarea să particip la prima ședință a Consiliului Local nou constituit, o ședință de lucru, nu dincolo de cea festivă. Și sunt foarte plăcut impresionat de componența Consiliului Local, de faptul că există și oameni cu experiență, dar și oameni tineri, oameni noi. M-a impresionat dorința asta de a realiza multe lucruri în acest mandat. S-au trecut în revistă toate problemele care mai sunt în această comunitate. Evident că atât eu cât și numele președintelui Consiliului Județean, domnul președinte Aladin Georgescu, ne-am angajat că vom susține proiectele domnului primar Marian Răducan, un primar consacrat deja în județul Mehedinți, și toate proiectele care merg în ideea de a dezvolta comuna Șișești. Sunt încântat din punct de vedere politic că deschiderea oamenilor este pentru Partidul Social Democrat. Au constatat și se poate vedea că toate ulițele au fost asfaltate pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Oamenii așteaptă un trai mai bun, siguranța acestui trai, siguranța pensiilor crescute, siguranța salariilor. Și noi, cei din Partidul Social Democrat, suntem cei care ne angajăm să fim alături de ei în acest demers, ca pentru toți locuitorii județului Mehedinți. Vrem să le asigurăm un trai mai bun. Cetățenii din Șișești sunt mulțumiți de realizările Partidului Social Democrat la nivel național, dar și de investițiile făcute de PSD în comuna lor. Vă doriți schimbarea? Da, cum să nu? Foarte mult. Că ăștia ne-a băgat în pământ de tot. Cavourile deja le aveam făcute și în asta. Bagă totul numai de COVID. Omul moare de boală, de boala lui. Nu moare de tine asta de COVID. Pe cine susțineți pe data de 6? Pe domnul Liviu Mazilu, pe domnul dumneavoastră, pe toți care de dumnealui din PSD-ul și pe domnul Cornel, pe toți, majoritatea dumneavoastră din PSD-ul. Susțineți partidul? Da, PSD-ul. Foarte bun partid. A mărit la pensii, a pus la salarii, foarte bine. Pe domnul senator Liviu Mazilu, ce părere aveți? Foarte băiat de nota 2000. Dânsul a mai fost și la prefectură și îl știu pe dânsul foarte mulți ani și e foarte cum să cade. Dar bineînțeles, cum să-mi doresc. Schimbarea să fiți bine, eu am fost tot timpul cu PSD-ul și PSD-ul a făcut ceva pentru țară, da? PNL-ul nimic. Nimic. Susțineți pe data de 6 decembrie? Păi de-aia susțin tot timpul, nu că pe data de 6 tot timpul am votat PSD-ul. Eu am fost PSD-ist. Tot timpul am votat. Asta a fost, dacă nu se poate cu toți ăștia. Sunteți dezamăgit de actualele măsuri? Nu de conducere, de când a fost PNL-ul și cu Boc și cu Băsescu, tot așa s-a întâmplat. Toate, ver pe dos. Cum? Și pe domnul Mazilu îl cunoașteți? Cum să nu-l cunosc? Acum la chimic, cum să nu-l cunosc, Ce părere aveți? Păi eu știu că a fost și atunci când era la chimic, era un băiat bun, era... Trăia cu muncitorii, cu conducerea, cu... nu era ca să fie, da? Știți cum e? Ăștia când își bagă coada la PNL-ul, pui să conduc un ungur și cu neamț, n-ai putut să-i trebuie să conduc un român, nu? Să se schimbe, că merge prost. Merge foarte prost. Pe cine susțineți pe data de 6 decembrie? PSD-ul. Pentru că cât a fost, a mers bine. Pe urmă, s-a stricat tot. De asemenea, senatorul social-democrat a fost prezent și într-o comună dragă lui, comuna Ilovăț. Comuna Ilovăț, comuna socrilor mei, m-a primit astăzi cu brațele deschise. Aici am venit împreună cu echipa PSD în campanie electorală. Sunt foarte bucuroși că ei au asfalt la poartă de pe timpul guvernării PSD. Sunt foarte bucuroși de drumul către Grăguiești și drumul către Izverna. Realizări ale Consiliului Județean Mehedinți condus de
domnul președinte Aladin Georgescu, președinte PSD Mehedinț, și sigur că speranța lor într-un trai mai bun, într-o viață decentă, se leagă de o viitoare guvernare PSD. Sunt convins că Partidul Social Democrat va câștiga alegerile în Comuna Ilovăț. Investițiile importante din această zonă au crescut substanțial sprijinul pe care cetățenii de aici îl oferă candidaților social-democrați. Ce părere aveți despre realizările Partidului Social Democrat în Comuna Ilovăț? Mă nimeriți. Foarte bune. Da. Deci știe Dumnezeu că PSD-ul nu e, nu pot eu să spun clar, dar nu e ca alt sau alte partide. Da, deci nu exagerez și, cum să spun, nu numai că nu exagerez, de ce să nu spun adevărul, niciodată nu m-am retras absolut deloc de lângă PSD. Îi susțineți pe data de 6 decembrie? Nici nu mă gândesc ca să nu-i susțin. Da. Susțineți Partidul Social Democrat pe 6? Da, da. El m-a învățat carte, mi-a dat servici, mi-a dat pensie. Mehedințenii sunt sătui de guvernarea PNL și își arată în fiecare zi într-un număr din ce în ce mai mare susținerea față de Partidul Social Democrat. Aceștia își doresc ca Mehedințul să continue pe drumul cel bun, iar pe 6 decembrie vor vota cu încredere deplină poziția 6 pe buletinul de vot, vor vota cu sufletul PSD.